trec prin transformări foarte profunde, dar par și, de fapt, și sunt foarte puternici. Este poate zodia cu forța psihică cea mai intensă, alături de Scorpion. Ei poate uneori chiar parcă nu au supărări, că nu au tristețe, că nu au sensibilitate, chiar dacă trăirile lor interioare sunt foarte dure, foarte puternice, greu intuiesc ceilalți, pentru că au foarte mare stăpânire de sine. O perioadă în care poate exista șansa de a pune la punct lucruri deosebit de importante și pentru ei este o perioadă foarte bună profesional și financiar. O perioadă care vine și cu propuneri interesante din partea unor persoane pe care poate capricornii nu le cunosc atât de bine, dar care joacă un rol important în viața lor. Vor înțelege și anumite aspecte karmice, anumite legături karmice cu două planete karmice în semnul lor. Sigur că da, acum intră și Marte, se și dinamizează, deci vor vedea dacă, de exemplu, o persoană apelează la ei cu o problemă în această perioadă. Capricornii vor simți că nu pot refuza această persoană. Dacă, spre exemplu, se întâmplă ceva care nu ține de Capricorn și ei doar se nimeresc să fie în zona respectivă, bine ar fi sfătuim să reacționeze, să aibă reacție, pentru că nu întâmplător s-au aflat acolo, chiar dacă poate, nu știu, nu era de datoria lor să intervină. Pot găsi elemente de salvare în situații blocate, care nu sunt situațiile lor blocate, pot fi situațiile celorlalți. De asemenea, pot conștientiza propria lor menire. Iată ce frumos, capricornii efectiv vor conștientiza anumite lucruri legate de propria lor menire. Multe, multe se refac în zona aceasta, au chiar mutații importante ale propriei personalități. S-ar putea să-i vedem că devin puțin alte persoane. Au nevoie de asemenea de oameni cu care să construiască. Ei sunt foarte interesați de zona aceasta de a construi. Și acum cu acest aspect de lună nouă de astăzi pe zona relațiilor apropiate, dar și a contractelor, nativii Capricorn chiar se pot gândi să semneze anumite contracte. Da, așa cum spuneai tu, acest aspect de lună nouă pe casa a treia a contactelor și contractelor este foarte bine susținut de Jupiter, care poate să însemne un mentor, un protector, o persoană de importanță, exact așa cum spuneai, pe care poate să nu o cunoască foarte bine, dar care, iată, să vină cu niște soluții, cu niște oportunități. Este de spus că sunt multe energii în acest semn al Capricornului și prin intrarea lui Marte în Capricorn, toate aceste energii se activează. De exemplu, un Marte cu Pluton în același semn poate să crească ambiția. Capricornii pot deveni mult mai ambițioși și mult mai doritori de a-și impune punctul de vedere, de a-și controla planurile, proiectele, de a controla în general, că ei pot fi controlatori și cu cei din jur. Puțin, mai ales că soarele se mută pe casa a patra și face niște aspecte destul, adică capricornii dintr-o dată pot deveni și puțin supărăcioși cu Marte în semnul lor și cea mai mică opoziție de la culmea, de la apropiați, de la un membru al familiei, de la un prieten apropiat, poate să-i pună pe modulul acela ofensiv, eu am dreptate, da, mai ales cu Saturn în semnul lor, ei sunt convinși. Sigur, Saturn este simbolul principiilor. Nu negăm că nativii Capricorn au niște principii solide, le-au întărit la tranzitul lui Saturn în Săgetător. Acum este momentul să le pună în mișcare, dar să nu meargă pe această linie de autoritate, de impunere cu orice preț, sau pe linia Marte-Saturn, să îl activeze Marte pe Saturn și să-i facă, cum spuneam, ofensivi, supărăcioși și nervoși, dornici de a da replici rapide și de a lămuri lucrurile imediat. Hai să mergem, cum spuneam, universul are două fețe întotdeauna, există un plus și un minus. Hai să folosim într-un mod eficient energia marțiană, da, să o folosim pe scop, să o folosim pe organizare, să o folosim pe structură și energia plutoniană. Exact, și ce pot vedea capricornii ca o concluzie pentru ei, pot vedea foarte interesant, nu tuturor zodiilor le este dat acest lucru, pentru că aici trebuie să se activeze universul pentru tine, să dai marcajele respective,
să vadă mărcajele karmice specifice destinului lor, adică să înțeleagă unde au greșit, de ce au greșit, ce anume din ei a declanșat greșeala respectivă, unde poate mai greșesc pe domeniul respectiv, unde au plătit, de ce au plătit, cum au plătit, cum pot anula ce au greșit, exact, și ce trebuie schimbat în ei să nu mai facă acel tip de greșeală. Deci nu este ușor să-ți înțelegi aceste marcaje karmice. Vin și evenimente către tine care te ajută să identifici. Deci au, dincolo de aspectele concrete ale vieții, că se poziționează bine profesional, financiar și așa mai departe, că sunt destul de mulțumiți capricornii, au forță, sunt foarte puternici în această perioadă, dar dincolo de aceste lucruri, iată, foarte important să țină cont de aceste marcaje karmice care vin către ei, revenind după publicitate și cu o previziune pentru nativii vărsători.